Într-o perioadă în care întreprinzătorii, fie că ne referim la cei mari, mijlocii sau mici, apelează tot mai des la împrumuturi financiare, intervenția instituțiilor de sprijin este salutară. Tocmai de aceea, garantarea creditelor de către entitățile specializate reprezintă o necesitate la care apelează tot mai des. Astăzi nu sunt aici în calitate de reporter, sunt o întreprindere mică sau mijlocie și vreau să știu care este modalitatea prin care dumneavoastră mă puteți ajuta. Instituția pe care o reprezint, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, este o instituție financiară dedicată susținerii ecosistemului de business din România, deci a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii cu preponderență, dar și altor categorii de aplicanți, și mă refer aici la beneficiarii publici asimilați, respectiv grupuri de acțiune locală, organizații ale utilizatorilor pentru irigat, de asemenea primării sau asociații de dezvoltare intercomunitară și, bineînțeles, persoane fizice pe diverse programe guvernamentale. Referindu-mă la modul de susținere efectiv al sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, acestea pot beneficia de garanția financiară din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii în vederea garantării creditelor bancare care pot fi obținute atât pentru desfășurarea activității zilnice, deci respectiv liniile de credit, cât și pentru creditele pentru investiții, creditele pentru dezvoltare. Expunerea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii față de un solicitant este de maxim 2,5 milioane euro, iar procentul de garantare este de 80%. Astfel, noi preluăm riscul de finanțare de la instituțiile de credit, de la băncile partenere, în baza convențiilor de garantare pe care le avem încheiate.